Drum surpat în sectorul 5 al capitalei, de unde vedeți imagini în exclusivitate. Circulația este restricționată, evident, iar muncitorii, după cum puteți vedea, lucrează în acest moment. Sunt și echipaje de poliție. Cristina Mihăilescu ne spune mai multe. Cristina. Bun găsit, este vorba despre un incident care s-a produs în urmă cu puțin timp pe șoseaua Parduri. S-a surpat practic o parte din bucata de drum. Este restricționat în acest moment traficul pe una dintre benzi. Muncitorii din zonă lucrează, iată, la stuparea acestei gropi. În zonă sunt efectuate lucrări și este posibil ca acesta să fie motivul pentru care s-a produs această tasare. Sunt și câteva echipaje de la poliția rutieră în zonă. Le recomandă aceștia șoferii să circule foarte prudent, să urmărească semnele de circulație montate în zonă după producerea acestui incident și de asemenea să evite pe cât posibil zona Panduri în sensul de mers spre Răzoare și să se folosească astfel de rutele ocolitoare. În acest moment, așa cum vă spuneam, puteți observa în imagini că muncitorii aproape au astupat această groapă și cu siguranță în următoarele câteva ore circulația va fi din nou fluidizată.